Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muscel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Introducerea rețelei de gaze în comuna Valea Mare Pravăț este în stadiul de demarare a lucrării. Peisajul montan al pictoriței Ana Maria Mihalcea este lucrarea acestei săptămâni. Adrian Preda s-a calificat în semifinalele campionatului Confederației Europene de Box pentru Tineret. Noua administrație locală lucrează pentru continuitatea proiectelor începute și, de asemenea, lucrează la alte noi proiecte de interes pentru comuna Valea Mare Pravăț. Cu fonduri proprii va demara introducerea rețelei de gaze, iar cu bani europeni se va achiziționa un tractor cu multiple dotări. Tânăra conducere a administrației locale din localitatea Valea Mare Pravăț vine cu un suflu nou pentru comunitate. Se urgentează finalizarea proiectelor începute și se lucrează la documentația pentru viitoarele proiecte pe fonduri europene. În stadiul avansat se află documentația pentru demararea introducerii rețelei de gaze. Cel mai important proiect despre care am mai discutat și săptămânile trecute este alimentarea cu gaze a comunei. Contractul e încheiat, urmează să se finalizeze documentația tehnică și sperăm ca în 30 de luni, cât prevede contractul, să finalizăm lucrarea, alimentarea cu gaze a comunei Valea Mare Pravăț. Fondurile de unde sunt? Momentan sunt fonduri locale. Când am început să facem treaba asta, ne-am gândit, sigur, sunt fondurile noastre. Dacă vom putea să atragem și alte fonduri, cu atât mai bine. Sunt suficiente pentru a face cât din rețeaua? Destul de mult. Cu excepția unui sat, în rest cam toate satele, în proporție de 80%. Cât preconizați că veți începe lucrarea? Mai sunt câteva avize pe care trebuie să le ia firma care a câștigat licitația. Și termenul v-am spus, cel mult 30 de luni. Când începeți? Anul viitor. Anul viitor, anul viitor, sigur, dar lucrările efective. Acum se lucrează la documentație. În prezent, administrația locală lucrează la cadastrarea mai multor străzi în vederea asfaltării. Avem la cele mai multe străzi, avem cadastru. Sunt străzile care intră și la rețeaua de gaze, că era obligatoriu să avem cadastru, dar mai sunt și alte străzi acolo unde nu aveam cadastru, tot așa, practic niște crâmpeie. Vom face cadastru și sperăm să, anul acesta vrem să le depunem la CNI. La asfaltări nu avem decât o stradă pe Crățișoara, practic un crâmpei de până în 300 de metri, două străduțe în Bilcești și o ulicioară tot acolo în Bilcești pe care vrem să le intră la capitolul investiții, tot asfaltare. Se lucrează la documentația pentru extinderea rețelei de canalizare în localitate și totodată se fac unele lucrări la bazinul de apă. Avem și câteva străzi pe care vrem să introducem canalizarea și așteptăm acum un pic să vedem exact cum vin gazele, ca să nu ne apucăm să stricăm, să greșim ceva acolo și când avem toată documentația exactă, noi vrem să facem canalizarea în Mata și pe câteva străzi din Șelari, la fel și aici pe Maluneci, la Dispensar și pe Valea Foici a rămas o străduță mai mică, câteva sute de metri, și vrem să le depunem la CNI, la Compania Națională de Investiții, pentru a obține fonduri. Cu rețeaua de apă în regulă, cât de cât noi zicem că stăm bine, mai avem de făcut o lucrare la bazinul de apă din Gura Pravăț, de acolo de la Păstrăvărie, și sperăm să o finalizăm până în vara anului viitor. Ce înseamnă această lucrare? Un dren de vreo 200 de metri. Ne-am împotmolit un pic pentru că terenul este al Obștei și mulțumim că primim tot sprijinul și colaborarea din partea Obștei, dar este în fondul forestier și trebuie să făcute niște documentații pentru a-l scoate temporar din fondul forestier să poată face lucrarea.
Pe fonduri europene s-a întocmit documentația care a fost predată și aprobată în vederea achiziționării unui tractor cu dotări multifuncționale. Suntem în discuții cu o firmă de consultanță, asta a uitat domnul primar să vă spună, să achiziționăm tot pe fonduri europene un tractor care să fie... Sunteți într-un gal? Da, pe gal, vrem să facem. Chiar astăzi am primit de la firma de consultanță oferta de preț pentru scrierea proiectului și vrem să achiziționăm un tractor cu remorcă, cu plug, sărăriță, cu tot ce ne trebuie pentru o bună desfășurare a activității. În plină desfășurare se află curățenia de toamnă în localitate, aceasta fiind efectuată cu oameni care sunt beneficiari ai ajutorului social. În fiecare zi desfășurăm câte o campanie de curățenie în comună. Astăzi, spre exemplu, oamenii sunt pe centru. Încercăm, acum au terminat și cei de la drumuri cu lucrările, încercăm acum să facem curățenie în prima fază pe centrul comunei și apoi pe râu, peste tot trebuie făcut o curățenie generală. S-au finalizat și pregătirile pentru sezonul rece pentru ca administrația să nu fie luată prin surprindere de venirea iernii. Am încheiat contractul de dezăpezire, am achiziționat sarea necesară. Eu zic că suntem pregătiți. Tot pe fonduri europene se lucrează la documentația pentru modernizarea iluminatului public. Încercăm și acolo să depunem, dar anul viitor, un proiect. Valoarea maximă e de 10 miliarde, din care primăria trebuie să dea o cotă parte undeva la 3 miliarde. Asta dacă se încadrează, poate să fie valoarea să fie mai mică, doar că trebuie făcut înainte un audit energetic și durează. Trebuie numărat 100 stâlpii pe fiecare stradă, becurile, puterea lor, lămpile cu LED, ca să facă, e obligatoriu să scadă cu cel puțin 40% consumul, altfel nu e eligibil proiectul. În acest moment se lucrează la o schiță de buget, însă cei doi tineri șefi ai administrației din localitate sunt conștienți că banii de la Uniunea Europeană sunt singura cale de dezvoltare a acestei localități mușcelene. Programarea pentru obținerea permisului de conducere se face online. Cetățenii care doresc să obțină permisul se vor înregistra o singură dată. Candidații trebuie să țină cont de restricțiile impuse atunci când vin la examene. Conform instituției prefectului Argeș, cetățenii care doresc să obțină permisul de conducere trebuie să știe că programarea pentru înregistrarea dosarelor de examen se face o singură dată. Aceasta poate fi făcută prin intermediul site-ului Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea a Vehiculelor la secțiunea Programări Online Înregistrare Dosar Examinare. Această programare este doar pentru prima prezentare la proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere. La data programării, dosarul va fi înregistrat în sistemul informatic și se va efectua fotografia ce va fi folosită pe permisul de conducere. Tot în baza acestei programări se va susține și proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Nu este nevoie de o nouă programare online pentru candidații care nu reușesc să treacă de proba teoretică, aceștia putându-se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Argeș după minim 16 zile pentru a încerca din nou. De data aceasta va fi suficient un bon de ordine pentru a susține proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere. Candidații care nu reușesc să treacă de proba practică vor fi reprogramați de către angajații serviciului. Fiecare examinator efectuează până la 14 examinări pe zi pentru ca reprogramările să fie făcute într-un interval de timp rezonabil. Pentru evitarea aglomerării la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Argeș din Pitești, recomandarea pentru cetățeni este să vină la ora stabilită în baza programării online, nu cu mult mai devreme. De asemenea, pentru păstrarea distanțării fizice și a ordinii, prefectul județului a dispus prezența în zonă zilnic a mai multor echipaje de jandarmi. Peisaj montan este lucrarea expusă în această săptămână și care poate fi admirată în holul complexului comercial Big & Small din Câmpul Lung. Tabloul aparține pictoriței Ana Maria Mihalcea, membra Cenaclului de Arte Plastice I.D. Negulici. Pictorița Ana Maria Mihalcea este membra a Cenaclului de Arte Plastice I.D. Negulici și a realizat în această perioadă un tablou în ulei pe pânză intitulat Peisaj Montan.
Artista este cunoscută de mușceleni prin prezența la vernisajele organizate în municipiul Câmpulung, unde a și participat cu diverse lucrări. Lucrarea săptămânii. Avem astăzi expusă o lucrare peisaj montan a pictoriței Ana Maria Mihalcea. O lucrare care ne amintește de peisajul montan și mai mult de venirea iernii. Am început un ciclu de prezentare a lucrărilor, începând cu o lucrare din zona locală, mai precis lacul de la Bilcești, apoi am coborât la mare, o lucrare marină, și iată acum ne ridicăm la munte, o lucrare montană, o lucrare realizată ulei pe pânză, dimensiuni 70x50, în stil impresionist. Ana Maria Mihalcea, o pictoriță a Cenacului, care aduce lucrările sale cu noul mod de abordare pe care deja începe să și-l contureze. Lucrarea poartă titlul Peisaj montan și invită privitorii să descopere frumusețile așezate în culori aprinse pe pânză. Ca nou membru al Cenacului de circa 3 ani de zile, este prima mea lucrare pe care încep să o expun la tabloul săptămânii. Îi mulțumesc domnului Liviu Cioacă că mi-a acordat această posibilitate și facilitate. Astăzi am pictat o pânză 50x70 în ulei, ce reprezintă venirea iernii și la noi în Câmpul Lung și în zona noastră. Eu am pictat numai în ulei și sper ca această lucrare să placă și vizitatorilor. Publicul mușcelan poate admira în holul complexului comercial Big and Small din municipiul Câmpulung tabloul pictoriței Ana Maria Mihalcea. Dublul vicecampion european, pugilistul piteștean Adrian Preda, s-a calificat în semifinalele campionatului Confederației Europene de Box pentru Tineret. Acesta a trecut în sferturile de finală de ucrainianul Dimitro Todorov și îl va întâlni în semifinalele turneului pe bulgarul Vladimir Tsurov. Pugilistul piteștean Adrian Preda s-a calificat marți după amiază în semifinalele campionatului Confederației Europene de Box pentru Tineret, care se desfășoară în Muntenegru. La competiția de la Budva, boxerul legitimat la FC Argeș CSM Pitești a trecut în sferturile de finală ale categoriei 56 de kg de ucrainianul Dimitro Todorov. Preda va boxa pe 21 noiembrie în semifinalele turneului contra bulgarului Tsurov Vladimir. Preda este dublu vicecampion european de juniori, component de bază al lotului național și este considerat de specialiști unul dintre cei mai valoroși pugiliști din noul val. Albi-violeții deschid etapa cu numărul 11 a Ligii 1. Meciul Poliaș-FC Argeș se va disputa vineri de la ora 17:30. Liga profesionistă de fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 11 din Casa Liga 1. Runda se va disputa pe durata a 4 zile și va fi deschisă de confruntarea Politehnica Iași-FC Argeș, partidă programată vineri 20 noiembrie de la ora 17:30 pe stadionul din Copou.
Ne dorim foarte tare ca meciul cu Iași să tranșăm cele 3 puncte în favoarea noastră. Ne așteaptă un meci greu, foarte greu. Cunosc puțin, am lucrat la Poli Iași o perioadă scurtă de timp și cunosc cât de cât așa infrastructura și mentalitatea oamenilor de acolo. În momentele grele ei se organizează foarte bine și cu siguranță vom avea un joc foarte greu. În general nu prea îmi place să vorbesc despre punctele forte sau mai puțin bune ale adversarului înainte de meci. Am studiat adversarul, facem lucrul ăsta tot timpul. Important e ca noi la ora meciului să fim 100% cu toții și să dăm cei mai buni din noi. Ne ducem cu gândul de a câștiga toate cele 3 puncte, pentru că avem nevoie foarte mare de victorie. Avem nevoie să facem un meci cât mai consistent, cât mai bun și trebuie să ne întoarcem din această deplasare cu maximum din această partidă. După ultimele rezultate, starea de spirit este destul de bună. Ne pare rău că nu am reușit și în meciul cu CFR să legăm, să continuăm seria bună pe care am avut-o în ultimele 4 partide, dar sperăm ca această serie să se reia de la Iași. Au un lot foarte bun, un lot cu jucătorii cu experiență foarte mare pentru Liga 1, jucători străini cu o certă valoare. Și ei trec printr-o de fapt și ei trec printr-o perioadă mai puțin bună din punct de vedere al rezultatelor. Ultimele 5 partide au fost pierdute, dar cred că orgoliul lor și ambiția lor se va amplifica în acest meci. Atul nostru trebuie să fie în primul rând o dăruire mai mare decât a adversarilor, o organizare mai bună și o agresivitate pozitivă mai accentuată decât a celorlalți. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș, însă cu temperaturi care nu vor depăși valoarea de 10 grade Celsius. În nordul județului, la Corb și la Domnești, avem temperaturi de până la 8 grade. La Vlădeș și la Dârmăne se vor înregistra 9 grade, iar la Câmpul Lung nu vom avea mai mult de 7 grade în termometre. În sudul județului, maximele se vor înregistra la Buzoiești, aici vom avea 10 grade Celsius. 10 grade vor avea și Piteșteni în termometre. Și în județul Dâmbovița avem vreme frumoasă cu temperaturi de până la 9 grade Celsius. În nordul județului, temperaturile se vor încadra între 5 și 8 grade. Iar în sud avem maxime de până la 9 grade Celsius, acestea se vor înregistra la Titu. La Târgoviște, termometrele nu vor indica mai mult de 8 grade. La noapte, cerul va fi predominant acoperit de nori la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 2-3 grade Celsius. Mâine și poimâine avem vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi de până la 8 grade Celsius. Sâmbătă sunt semnalate precipitații, iar temperaturile scad până la valoarea de 5 grade. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare puteți urmări emisiunea Univers Cultural. Să aveți vizionare plăcută! La revedere!